Salutare! Ca de obicei mie îmi place să mănânc. Am găsit un asortiment nou. Nu asortiment nou, dar un produs nou a apărut într-un asortiment destul de mare de la brandul John West. John West, brandul acesta, el specializează pe conservi de pește, în special de ton. Mai este acolo și macrou, sardini, somon, dar acolo sunt mai puține gusturi. Dar ca ton, e foarte mare asortimentul, plus anume la cantitate mari ele se vând. Dar la general pește, conserve acolo, cu roșii, în ulei de măsline, în apă și tot așa mai departe. Eu am gustat mai multe de la ei, dar în special tonul. Și au apărut lunch on the go, da, niște caserole de mâncare care nu sunt doar pește, dar ceva cu paste și alte lucruri mixate, de ceva nou. Și am luat tot asortimentul, am 7 caserole, 7 gusturi diferite. Tot asortimentul, pe site am controlat, mai multe nu sunt și la toate magazinele, mai tot la Morrison, Asda, Sainsbury, Tesco, adică ei toți au doar acestea. Așa, deci, avem deodată se spune că așa de folii de metal, caserole de 220 de grame, în mediu 250 de calorii, acolo 300, 200, 220, 250, așa vine, da? Ele sunt cu legume, cu ceva cereale, cu și vedem care și cu ce sursă de glucide și ce fel de legume și în ce stil e dressing-ul. Și ton, doar două cu somon, restul toate absolut cu ton, cum și-am spus că ei sunt. Și deja e așa un fel de hârtie și ele toate vin cu furculeță, fork included, e așa vin cu furculeță în complet, pentru că e lunch on the go. Și să începem, mi-a scris că ea ca pe el e scris așa, caloriile, lunch on the go John West, bla bla, și deja aici denumirea și descrierea. Haideți să începem. E ca așa vine un hexagon sau ce e asta. Vrem furculiță, pentru că e lunch on the go, nu e breakfast, nu e mic dejun, dar nu e amiază. Sunt un pic obosit, vorbesc cam greu. Ca după muncă. Și trebuie de mânca ceva, plus am vrut să gust ceva nou, dar deja m-am stărat de dulciuri. Deci, am să încep cu Mexican Style Tuna Salad. Ele toate sunt Style Tuna Salad, doar că e diferite, mexican. Avem fasole mixte, porumb, ardei roșii și dressing-ul e de tomato iute, spiced tomato. E scris că direct de aici trebuie de mâncat, stă la temperatura camerei, nu se strică, valabilitatea e... Ohoho, câțiva ani. Așa, avem fasole roșii, dirinichi, red kidney beans, s-ar traduce 18%, skipjack tuna, da, ton 18%, ardei roșii 15%, porumb 13%, fasole albi 10%, ceapă, apă, ulei de rapiță, piure de tomat concentrat, zahăr, suc de lămâie, oțet, vegetable stock, morcov și ceapă, apă, sare, spice, deja cam asta e. Natural vanilla, flavoring și vanilla. Bine, haideți să gustăm ceva mexican. Mexican iute automat și fasole. Deja restul legumilor porumb, dar într-adevăr, când mexican lucruri guști, apare și este. Miroase deja interesant. Op. Nu că așa e. Apropo, nu-i nimic lichid aici, scadă. Nu e că așa e caserola. Tonul văd că fasolele trebuie de mixat, pentru că aici așa e tot întreg. Dar mai este și sosul la fund. Eu asta le mănânc după ce filmez, nu vreau să vezi în mult. Gust din fiecare cu un pic. Fasolele sunt moist, gătite bine. Tonul e standard ca în conservă. Credem că fasolele o să fie tari. Nu-i rău. Nu-i iute. Eu nu sunt amator de fasole, dar încerc să fiu așa obiectiv.
Nu-i rău. Pe 6,5, pentru că eu nu sunt amator de fasole, dar general am mâncat fasole și mai rele. Ele sunt gătite bine. Pot să spun. Așa. Hop. Continuăm. Mild curry. Noi uite, avem și furculiță deja așa. Și foarte interioară. Este mild curry. Tuna salad cu orez. Stafii de legume, năut, da, fasolele este cel mai tare, le urăz din toate, și într-un sos de curry mild, moale. Așa avem tuna 20, ardei roșii, gras 16, orez 15, ceap 13, năut 7, stafii de 27, mazăre verde 27, ulei de rapiță și deja restul nu mă mai interesează. Bine, mai alt care. Care, da, se primește că e dulce, că e stafidi. O, și galbă. Exact cum trebuia să fie. Așa? Da, miroasă. Exact cum și trebuie. Ton aici avem mai mult. Se vede că e pe primul loc. Așa, văd. Și cu orez. Este slabi calorici, dar și puține grame. Așa. Este pe nota 8. Este mai gustos. Îmi place sosul de curry. E bun. Da. Asta chiar merge rău. De tot, nu ca așa. Ok, asta și un pic mai mexican din partea aceea, tailandez din partea aceea, mai continuăm cu ceva european. Mi-e place să categorizez mâncarea sau ce acum vin eu stânga-dreapta. Așa, mediteranean, style, tuna salad, așa, avem pastă mediteranean, roșii, ardei graș mixt, trebuie să fie, cred, verzi, galben, roșii, măslini verzi și avem dressing de ierburi și de tomat dulce. Pasta 28, tuna 20, roșii 11, ardei roșii 10, ceapă, ardei graș galben, 5-3% vers, 2% măsline. Și avem ulei extra virgin din măsline, așa diferite ierburi. Bine. Sună foarte impresionant. După descriere, așa, dacă stau să mă gândesc, ar trebui să-mi plac tare. Că e mediteranean, avem pastă, și după miros, că deja simt mirosul e gustos, deja, eu deja simt că trebuie să fie gustos. Ohoho! Miros super bun. Încă așa-i. Bine. Așa un pic să fărmițăm tuna. Tonul, de fapt, în română se spune pasta, e așa lungușoară. Ardeii grași mie îmi plac pentru că ei sunt dulci și gustoși. Wow! Și sosul trebuie să fie dulci de tomat. Bine. Gustăm. Da. Nota 8. Îmi place. Așa, aceea e mediteranean. Asta-i italiană. Așa. Tot avem pastă 28%, ton 20. Așa. Courgette, da.
zucchini sau cum se mai spune, bostănieni în română. Dar avem roșii 19%, 12 bostănei, ceapă, ardei roșii 5, ulei de măslin extra virgin, calitatea ingredientelor, nota 10, văd că e la toate. Bazil. Și ce avem aici? Bazil, extra virgin oil, dressing. Bine. Dressing din ulei de măsline. Nu, da, italian. Ton, italian, pastă, bine și ierburi. Ei, nu, dar cum miroase. Și pe lângă bazil ce mai avem? Mie ierburile italiene nu prea îmi plac. Până când este să mă bazil aici. Așa. Pasta e, da, un pic mai diferită. E asta. Apropo, 2 lire 50 costă o caserolă. Nu e rău, așa să spun, dar la meal deal poți să ții și paste și gustare și apă dulce la prețul ăsta. În cazul ăsta nu se merită. Banii prea scump. Mediteranean mi-e tare, îmi place. Asta e pe un 7. Nu e rău, dar mediteranean mi-e tare, îmi place. Bazilul nu prea îmi place. Nu-mi place uleiul de măsline, îl urăsc. Pasta e moale. Îmi place că pasta ambele zgătite destul de bine. Bine, continuăm tot cu ceva european. French. Francez, da? Avem... O, dar aici avem cartofi. Cartofi, porumb, fasole vers, ardei roșii grași și pastă într-un dressing francez. Adică avem cartofi și paste, ton 20, cartofi 15, porumb 13, ceapă, pastă 12, ardei roșii 8, fasole 8, jaulei drapți, muștar, oțet de vin alb. Ok. Franceză, da? Dressing-ul. Dar avem și cartofi și pastă. Oh! Nu miroase rău. Dar cât folie aici și caserole astea. Cartofi și paste, da? Văd cartofele, văd pastele. Aha, dressing-ul, da, francez de muștar, French dressing. Mi-am adus aminte, eu doar cumpăram dressing-uri de astea slab calorice. Și acolo era și French. Da? Adică așa e mixat. Gustăm și pe asta. Șapte, 75. Imi slab mediteraneană e mai bună, dar italiană e mai rea. Asta de fasole mexicană, îți pe un 6, nu prea îmi place. Pe nota 8 e de care, până când care și mediteraneană și cel mai bun. Bine, și am aici două gusturi de somon. Așa, deci e thai, tailandez. Nu, dar apropo, aici furculița e diferită. Așa. Tailandez, e ca așa arată. De somon, pastă, morcov galben, deci sunt morcov de altă culoare, yellow carrot, și ardei roșii într-un delicat dressing tailandez. Pastă 24,
Somonul 18, morcov 14, ardei 14, roșii, ceapă, apă, frișcă de lapte de cocos, lapte de cocos, coriandru, lemongrass, ulei de floare soarelui, pudră de ceapă, imbir, pudră, usturoi și chili. Băi, asta trebuie să fie următorul gust, cel mai gustos care trebuie să-mi placă. Și am spus că e aici, pastă. La miros până când nu pot zic să încântat. Și cum arată, cam e presată la greu. Dar nu-i problemă, de că eu am ușor de să fac. Dar și fel de pastă aici, apropo, e un fel de valoriele, nu știu cum, valori, parcă. În principiu nu arată mai diferit tare mixat. Fel de pastă, așa. Dar oricum trebuie să mixat, pentru că ei pun pe straturi, pun cartofi, pun legumele, sosul e la fund și somonul sau tonul deasupra tot. Deci văd că nu e lichid nimic. Nu văd dressing-ul, dar zicem, ok. Textura la somon e mult mai diferită ca tonul. Tonul, dar nu-i plăcut, el e ca un piept de pui uscat. Pieptul de pui, dacă e marinat, apel e moale, încă și mai bun. Un pic că iute deja simt. Coriandru îl urăsc, îi simt gustul. În general, dacă nu era coriandru, era mai bun. Pasta e gătită bine. Somonul nu rău, dar e 7,75, nu merită să fie în rând cu așelea. Așa, și ultimul gust al șaptelea, Moroccan style. Și dracu' așa de lipit e la naiba aici, așa pe aineva. Așa, Moroccan style salad. Da, asta ia tailandez, e scris delicat tailandez, dar e cam iute o leacă. Și e amuzant că e mai iute ca mexicană, unde ar trebui să fie iute. Așa, morocan, e cu bulgur wheat, grâu bulgur, roșii, morcov, chickpea, năut, da, fasole este într-aiurea, ardei roșii și stafidi. Dar au mai fost cu stafidi una, nu? Asta de care? Acolo e sultana. Și aici e sultana, da, stafidi. Bulgur wheat 20. Wild pink salmon 18. Dar aici de care salmon era? Tot de asta, da. E somon sălbatic roz. Este mai scump ca așa la standard. Apropo, eu am cumpărat somon. Este la preț mai scump. Roșii 14, morcov 10, ardei roșii 10, ceapă, năut 17, ulei de floare soarelui, stafide 3%, zahăr, suc concentrat de lămâie, sare, usturoi, piure. Ok. Ok. Bulgur wheat. În cel puțin e bine. Am mâncat fasole, am mâncat cartofi, am mâncat paste de câteva feluri. Da, orez și acum avem și grâu de ăsta bulgur. Deci ca sursă de cereale avem diferite, ca sursă de proteină avem somon, asta deja legume, paste, cartofi, asta așa e, fasolele sunt bogate în proteină, dar calitate normală avem doar somon și ton. Și arată până când. Până când înainte de a mixa. Nu, e pur și simplu ca caserolul e stată, trebuie să un pic mixată. Pentru că totuși e presată, e pus că se țină mult timp. Și foarte greu încă se deschid ele. Mai ia câtă lui năutul. Ia năutul ăsta. Din care se face, cum îi zice, humusul. Humusul tot al urăsc, că e făcut cu ulei
și fasolele este înăut, care tot cel mai puțin îmi plac. Nici fasolele nu-mi plac și le mai parșive sunt înăut pentru mine. De asta, nu. Fiecare gusturile lui, știi, adică nu trebuie să mă urăsc dacă mie nu-mi plac și cuiva vouă vă plac. Dar humusul e mizerabil, ulei de măslini cu fasole de astea presate, asta e stupid, Tom Ferici, cum poate să placă așa, nu știu, dar arată bine, îmi place cum arată aia, că am mixat deja, e mie vesel. Noi, alergia asta mie de vară. Asta bulguriu am mai mâncat, nu des, dar am mai mâncat. Nota 8. Așa, asta e al treilea gust, dar mă, cifra mea preferată, 3. Treilea gust cel mai gustos. Deci mie îmi place mediteraneană, cu dressing-ul dulce, pasta moale, ardei roșii și de tomat, e gustos. Da? Încă este preferatele mele. Mediteranean, pastă și roșie și tot, Moroccan style, distafidic, e dulce și somon și bulgur wet, și ea ca asta, mild curry, e nota 8, tot e cu stafidii, dulce și gustoasă, că astea trei sunt preferatele mele. Restul, mai slab, fasole sunt cel mai rele. Și că au apărut trei gusturi noi și m-am decis să le gust, de ce nu, încă deja așa arată. Și am așa indiană, miere de albine și imbir și bazil. Care să începem, nici nu știu, deci din bazil. Așa. Și are aici niște silicon pe spate. Nu mă deranjeze. Și deodată luăm. Așa. Bazil super tuna sala, de că așa arată. E scris cu bulgur wheat și lentile. Așa avem dista grăunță de bulgur 26%. Tun 8%, ceapă, lentile 10%, fasole de soia, mazăre, ulei virgin, de măslinii, de rapiță, păstăi, pumpkin seed, semințe de bostan. Ok. Da, să vedem cu bulgurul uit și lentile. Miroase. Ok, până că... Precedentele tot nu erau rele, până când e așa arată. O să vedeți bulgurul și lentilele și o să-l mixăm, e pur și simplu stati. Tonul el cam e uscășios, clar lucru, dar știi, faci. Văd mazăre, lentile, tot. E super sănătos. Pentru că ingredientele sunt turbate, dar nu sunt mare amator de lentile și toate nebunelile astea. Nu știu. Spun parcă merge nici cel mai rău, dar am mâncat și mai bune. Asta așa zic. Cam 6.5. Dezdem. Asta altă, indiană, cuscus și lentile, ce avem aici, tonă 8 și cuscus mășcat, lentile roșii, fasole de soia, orez, suc de lămâie, muștar, ok. Da, să vedem asta cum e, poate sper să fie mai bună pentru că cuscusul mai tare îmi place ca bulgur wheat. Dar mă uit că toate trei sunt cu lentile, eu nici n-am realizat la început. Toate sunt cu lentile. Asta tot e ca și precedenta, cam are aceleași ingrediente, doar că
Are orez aici. Și sosul este indian. Mica asta e mai bună. Asta e mai tare pe așa, asta e pe un 8. Am nici nu trebuie să atenția că tematica e de lentile. Aici avem lentile și fasole de astea năut, chickpea. Lentile 23, ton 18, morcov, chickpea, ardei grășoși, ceapă, ulei de apă, imbir, orez, merde albine. Dacă asta trebuie să fie veselă. Să studiem pe asta. Ok. Da, tematica e de lentile peste tot. Sosul e bun. Nu-mi place fasolea asta albă. Năut, cum îi zice. Dar sosul e ok. În toate trei astea și e mai bun și e mai răi prima. Asta să zicem așa pe 7.5. Cred că cam asta a fost tot pe asortimentul nou apărut. Pa!